Festivalul de Teatru Tânăr, Ora de Teatru. Și avem ca și invitată la conferința de presă pe doamna Tania Popa, actrița Teatrului Național din București, care va fi și președinta juriului festivalului. O să dau cuvântul doamnei Tania Popa. Bună ziua! O să încep cu o mică povestire. Acum câțiva ani am fost în prima dată invitată la un festival de tinere. Și vă spun sincer, în capul meu era că, bun, am acceptat, sunt drăguță să trec și prin experiența asta și în capul meu era că o să asist la o sărbare, mai multe sărbări de școală, știind că vor fi copii clasele 9-12. 9-12. Și am avut o surpriză atât de mare și m-am simțit eu față de mine atât de prost pentru că am descoperit o cu totul altă lume, cea în care trăiesc eu de aproape 30 de ani. Atâta sinceritate, atâta emoție, dăruire și de foarte multe ori talent la acei copii absolut minunat. Și din momentul ăla, de fiecare dată când mi s-a cerut sau am fost invitată să fac parte dintr-un juriu, fără să ezit, am zis da. Și mai e o chestie, chiar am avut de învățat de la foarte mulți și de multe ori am spus că mulți dintre colegii mei de la Teatrul Național, cel puțin, că îi cunosc mai bine, ar trebui să asiste la astfel de festivaluri și să vadă ce înseamnă pasiune, dăruire, profesionalism. Dau mult din casă, așa este. Iar cu acest minunat domn Cătălin, am o istorie foarte frumoasă și scurtă la unul din festivaluri, la Victory of Art, una din ediții. M-am îndrăgostit iremediabil de trupa de teatru din Panciu. Și am zis clar că dacă nu mă leg cu oamenii ăștia, nu o să le ierd niciodată. Și de atunci, uite, sper să avem ăsta un început și povestea să continue departe de tot. Spectacolul de seară pe care, cu care vom deschide festivalul este spectacolul nostru aproape de Teatru Prota și scenografia și costumele sunt realizate de doamna Tania Popa. Mare fugă, nu mai avem de lucrat aici, până am plecat voi în Franța. Ideea este că din acest proiect de spectacol, având acest proiect, toate s-au legat și încercăm să le luăm în continuare. Eu personal declar tot timpul chestia asta, fiind mamă și având copii, n-aș spune tot timpul că vai, faceți-vă actor și actriță. Nu. Nu, pentru că este foarte, foarte greu și cu foarte multe sacrificii. Dar, ca și activitate a tinerilor, este una dintre cele mai bune decât statul la calculator, în fața telefonului și așa mai departe. Deci eu sunt cu ambele mâini pentru așa ceva. Și evident, festivalul ăla de sine, festivalul ăla de teatru nu este văzut ca și pur și simplu festival de teatru. Este, el a fost gândit ca un proiect de educație alternativă prin teatru. Adică considerăm că e necesar și această educație alternativă, așa cum am mai spus și o să repet, că acolo unde profesorii sau părinții nu pot să pună ceva, vine altcineva care poate să pună și care poate să deschidă anumite bariere pe care părinții sau profesorii, nu din nepricepere, nu le pot deschide. Putem să fim pe anumite unde cu anumite persoane care nu este foarte apropiată, dar și putem deschide barierele de comunicare și persoana în cauză,
câștigă din această întâlnire. Asta și vrem de fapt, ca totul să, în toată această întâlnire cu Festivalul Teatru Tânăr, Ora de Teatru, să existe un câștig, să plecăm înainte. Astăzi este primul pas. E o ediție pilot și ne uităm înainte. Deja trebuie să spun că nu am început cu prima ediție, că deja mă gândesc cum să o facem pe cea de-a doua. Vă spun foarte sincer lucrul ăsta. Doar așa se învață și se îmbunătățește și crește. Să ne vedem la 50 ediții. Doamna Popa, ce așteptări aveți de la acest festival? Nu vreau decât să mă bucur, să văd copiii care, iată, în timpul liber fac asta, teatru și nu altceva, să cunosc oameni, să pot să stau de vorbă, mi-am luat liber de la București, să pot să stau chiar aici, pe toată durata festivalului, ca să și vorbesc cu participanții, cu cei care vin, cu cei din juriu și pentru mine asta este foarte important. O să fiu egoistă acum, dar e o gură de aer pentru mine. Sunt foarte încântată de asta. Oricum, după fiecare spectacol, e prevăzut un feedback al juriului față de trupa din concurs. Deci, imediat după spectacol, fiecare trupă va avea un feedback. Jurul ăsta de vorbă cu ei și le vor spune ce și cum și la fel trupele vor spune ce și cum s-au simțit. Da. Adică important este ca de întâlnirea asta a lor cu un juriu cu supraveste profesionist să există un câștig, să privească altfel proiectele pe care le vor face de mâine încolo. Mai e loc pentru încă un festival de teatru în Focșani, în Franța? Da, bineînțeles, pentru că fiecare consider că are scopul și obiectivele lor. Putem coexista, putem să ne sprijinim unii pe alții. Chiar Ora de Teatru, pot să spun că va furniza cel puțin unui alt festival sau stagiune, cum se numește, materie primă, pentru că noi atunci când l-am gândit, mergem în comunitățile unde sunt instituții liceale și mergem să deschidem ceva și mergem să facem un pas. Și atunci, dacă noi facem pasul ăsta, ei pot păși după aceea către un alt festival care există în Vrancea și care are caracter de țară. Deci nu se pune problema asta. Și chiar felicitări celor care susțin astfel de festival și, în cazul nostru, ăsta. Chiar felicitări. Banii se pot duce pe multe alte lucruri, dar dacă te gândești să dai și pentru cultură și artă, atunci, eu zic că asta este mica salvare la noastră. Domnul vicepreședinte Cristian a făcut de mai încarcată de reprezentant al finanțatorului proiectului Consiliul Județean Vrancea. Este instituția care ne-a oferit această pârghie și datorită acestei pârghii am reușit să ne așezăm și să pe acest drum la momentul acesta. Nu știu dacă este o pânghie care v-am oferit-o, dar am oferit o variantă tinerilor din județul Vrancea, o variantă de a se dezvolta, de a fi alături, aceea de a crea un concurs de soluții, concurs de idei, concurs de variante de a se uni, aceea de a crea o finanțare pentru proiecte pentru tineri, acele proiecte legate de fondurile europene, dar la nivel bugetului local. Și ne bucurăm pentru că Asociația Porta Panciu a câștigat acest proiect anul acesta. Iar, bineînțeles, ne bucurăm că
putem să ne dăm aportul proiectului dumneavoastră, putem să ne bucurăm de teatru de calitate, pentru că iată, asta ne interesează, asta ne place nouă bunicienilor, să avem în aceste edificii frumoase care le avem în județ, să ne bucurăm de teatru. De data aceasta, de creat de cei care vor veni mai târziu, după ce se vor prinde experiență, să zic așa. Da. Mă sprijinim întotdeauna activitățile de tine, atât Consiliul Județean Vrancea, cât și Consiliul Consultativ al Uniunii de Tineret, pe care îl reprezint de pe Consiliul Județean Vrancea. Avem în vedere toate activitățile și atât școlare cât și extrașcolare, pentru că educația nu este doar în curtea școlii. Am spus-o asta și în cazul ședinței Consiliului Județean atunci când au fost aprobate legile, 5 proiecte de anul acesta. Trebuie să ne educăm copiii și în afara școlii, prin diverse activități constructive pentru ei și pentru comunitățile noastre. Iar asta este minunat legată de teatru. Aș vrea să ne spuneți care este valoarea proiectului. Din câte știu, este undeva la 36.000, da? Este la 36.000. Anul acesta, pe fondurile de la Consiliul Județean, am avut un buget de 200.000 de lei. Pentru a avea posibilitatea să acceseze mai multe ONG-uri, pentru a fi, avea un număr mai mare de proiect anul acesta, comparativ cu anul trecut am avut 3. Am limitat finanțarea pe proiectul undeva la 40.000 de lei, pentru a fi exact ceea ce ne-am dorit să se realizeze. Adică acele proiecte mici, de impact, mici, create de tine, pentru tine, pe termen scurt și cu adevărat la final toată lumea să fie mulțumită, bineînțeles. Cum s-a realizat preselecția? Imediat după ce s-a semnat contractul de finanțare, ne-am creat o pagină pe rețeaua de socializare Facebook și am făcut mediatizarea, am creat atât pentru trupe, cât și pentru liceeni, cât și pentru voluntari cu aplicație pe net pe care au accesat-o și au trimis deci trupele, în cazul trupelor s-au trimis fișele tehnice, detalii, sinopsis, o înregistrare, video aproximativ 15 minute și după aceea s-au vizionat și s-a decis o comisie din Asociația Proiecta a făcut selecția. Inițial am prevăzut în proiect ca să fie 6 trupe. Au fost un număr mai mare de trupe. Am văzut că sunt, deci spusesem, să este măcar o trupă din județul Vrancea. Și atunci am văzut că erau două înscrise, le-am luat pe amândouă. Am considerat că e important ca Vrancea să fie acolo, că se poate și mai mult. Și am avut, atunci când am trimis aplicația, am trimis-o și a văzut și o trupă din Republica Moldova. Și așa cum spuneam și ieri, din național s-a transformat puțin în internațional, dacă punem Republica Moldova ca fiind din internațional. Înțelegeți? Ne bucură foarte mult. Așa consider. Am văzut că aveți acele ateliere de zafrașa, să ne spuneți cine s-a înscris pentru a participa la aceste ateliere. Deci la atelierele de teatru sunt de două secțiuni. Este o secțiune a liceenilor din comunități, care va avea deci, loc mâine, 29 noiembrie, intervalul 9-11-30, și la care vor participa liceeni din cele 7 comunități, acolo unde suntem prezenți. Iar atelierele acestea vor fi susținute de către foști membri ai trupei de teatru Cota, care acum sunt studenți și care au dovedit calitatea lor
pe scenă și prin premiile pe care le-au luat. O a doua secțiune de ateliere va fi duminică, 1 decembrie, în intervalul 9-12, în Focșani. Și le vor susține actorii Adrian Nour, de la Teatrul Excelsior, Axel Mustaș, Adrian Iacov și Lucian Maxi, de la Orchestra Națională de Radio. Vor fi 4 ateliere diferite, va fi unul de teatru non-verbal, unul de lupte scenice, unul de muzică și ritm și unul de improvizație. Am creat diversitate pentru a oferi experiențe diferite și celor care deja au făcut un pas către teatru, celor care sunt deja în universitate și vor face schimb pe ateliere și vor fi cel puțin câte două grupe pe fiecare atelier. Mai sunt locuri disponibile pentru cei care ar vrea să mai vină de la acest moment? În principiu, da și nu. Va trebui să noi să suplimentăm persoanele pentru că noi stabilisem o limită de 20 de persoane pentru a se și lucra eficient și am avut surpriza că într-o anumită locație aveam 50 de persoane. Pe atelier și pe Focșani aveam undeva 30 și ceva. Am mai primit cei din echipa mea care monitorizează acele aplicații. Mi-au zis, uite, s-a mai înscris și ce face? Și am zis, bun, lasă-mă poarta deschisă pentru că e important să vină. Eventual mai un număr de oameni și vedem că noi organizăm și sări. Din nefericire este doar atât 4 zile pentru că au fost în clipă și că vine iarna. Pentru la anul o să fie ceva mai lung, după ce am gândesc pentru o săptămână, poate chiar două și totuși pe altfel. Adică, oricum, va fi ceva tot destul de asta, va fi și altfel. Care sunt cele două trupe din Brancea? Este trupa Icar de la Colegiul Cuza și trupa Anima de la Liceul Sportiv.